vezi că informația și doi lei care noi am pus propunerea și s-a format corect întrebarea. Domnul primar, cum ne vom lua votul? Nu-i pus să voi o să putem cu urmă materiale că o poți să rețetul de șase, sunt când dacă eu pot pus la vot. Mi-e bine că e la numărul 5. Pare numărul 5 e pus la vot. Ce zic că se formă? Da, într-adevăr s-a spus. Eu v-am ajutat să o formulați. Da, este o mitere, domnului, președinte, n-a pus la vot. Probabil, eu nu vă gândesc. Probabil că o acceptam prin consens. Probabil, nu urmează. Atât. Asta să înțelegeți pentru totdeauna și cred că sunteți părerea asta cu mine să vedeți cum asta e bine.
Deci suntem pronunțiați. Pe primul rând municipală vine, mă mură să vede că nu vine. Din punctul ăsta de vedere, pentru ca cetățenii să aibă într-adevăr servicii de calitate, ei trebuie să contribuie la prestarea acestui serviciu de calitate. Și în acest sens, că noi avem această contribuție, pentru că, într-adevăr, în oraș avem lumină, și ne-ați spus, știți, domnul consilier, de la 1 ianuarie deja lumina nu se mai stinge în oraș, dar dacă o să analizăm costurile, o să vedeți că costurile sunt mult mai enorme decât anul trecut. De atâta că ceea ce a fost făcut până acum erau echipamente și becuri care erau folosite la eliminarea stradală de peste 400 de vați, fără a face o analiză, și noi în cadrul proiectului acesta venim deja cu o analiză esențială la fiecare plafon și la fiecare mod de evidență, eu cred că asta este benefic pentru toți cetățenii. Și nu este corect, domnul consilier, când cetățenii din centru au lumină, dar cetățenii de la Lupoaica sau de la Istrena nu au lumină. Dar și așa în alte costuri merg la întreținerea echipamentului respectiv. Domn primar, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și mă bucur că la un moment dat v-ați adus la minte din cetățenii orașului. Nu numai de cei care urmează. Și dacă ați fost foarte atent, eu v-am spus, puteți identificați surse pentru finanțarea, pentru contribuția orășenilor din alte surse. Dumneavoastră, când ați înaintat proiectul în cauză, nici un consilier nu și-a dat seama de ce este vorba, fiindcă n-ați spus. Și dumneavoastră, acum o să spuneți, fiindcă n-ați întrebat. Dar de unde putem să întrebăm dacă n-avem știm? Domnul consilier, evidența este cauzitivă de patrimoniu. De corect, și din găsirea de corect. Este dumneavoastră, domnul consilier, a dumneavoastră, voi gestionați patrimoniu. Domnul consilier, chide că noi trecem la moratorie. Domnul președinte, mergem la urmă. Mulțumesc pentru asta.